Pauză pe Giulești, 2-0 pentru Rapid după o primă repriză, nu chiar atât de simplă cum arată scorul, dar ce bine e când conducem, ce bine e când echipa joacă bine și putem să ne bucurăm alături de Alex Ionită și Octavian Chihaia. E bine, nu? E foarte bine și spun sincer, de mult nu am mai auzit suporterii să câte cu atâta pasiune se încurajeze echipa. Cred că asta i-a ajutat foarte mult, pentru că au fost și momente dificile în prima repriză, dar au trecut cu bine peste și cred că se datorează și suporterilor acest lucru. Se datorează, sigur. A fost o explozie de energie și de bucurie la momentul golurilor, de susținere în momentele complicate. Davi, strâmbam eu din nas înaintea meciului cu suferitul, dar am suferit și am avut de câștigat din asta. Asta este ce voiam eu să spun, că oarecum ai contrazis sau, mă rog, ai făcut un semn de întrebare când am zis asta. Au fost vreo 10 minute, am avut un forcing de început, după care au fost vreo 10 minute în care au avut și acea situație pe care Horatiu a apărat-o și cred că, ți-am spus și timpul jocului, cred că este intervenția de care avea nevoie pentru a, cred că e mult spus, dar a reintra în inimile rapidișilor, pentru a reconfirma valoarea de echipă națională pe care o are. Este incredibilă reacția publicului la primul gol marcat, este ceea ce era de avea nevoie echipa. Trebuie să nu uităm că încă este pauză și mai sunt 45 de minute cu echipă foarte, contra unei echipe foarte bune. Însă cred că dacă vom continua să fim la fel de responsabili, să spun, și să avem aceeași atitudine, victoria nu ne poate scăpa. Da, tragem concluziile astea la final, evident, ca să suflăm și în iaurt, pentru că, da, noi suntem Rapid București, vă iubim, înnebunim și e bine să tragem concluziile la final, dar până una alta am văzut o primă repriză în care băieții s-au sacrificat. Au dus energia aceea până la capăt. Mă gândesc la Funcho, mă gândesc la Duganzic, care a depus un efort major. La Petrila, la care Petrila s-a apărat de foarte multe ori foarte bine în banda stângă aici. Da. Și remarcatul primei reprize, care a avut și parte de o primire, cum sunt convins că acum două săptămâni nu-și imagina că poate să o aibă. Mă refer la Andrei Borza. Da, nu prea vreau să exagerez cu laudele, nu că n-ar fi valabile, dar este pauză și trebuie să gândesc ca un antrenor. Eu, dacă aș fi în astfel de situație, aș fi cât se poate de, nu încrâncenat, de concentrat și aș face mici retușuri ca să pot să mă manifest la finalul jocului bucurându-mă pentru cele 3 goluri. De acord, ok. Aprofundăm la final. Ce trebuie să facem în repriza secundă? Care sunt acele mici detalii pe care antrenorul Octavian Chihaia l-ar... Trebuie să știm când să omorâm jocul, trebuie să știm când să profităm de micile întreruperi, când să apară temporizarea și când să desfășurăm atacuri poziționale legate. Trebuie să fim echilibrați și să ne folosim de cele 2 goluri marcate. Alex, Giuleștiul e clar că nu-ți dă voie să faci pasul în spate. Sunt convins că nici băieții nu-și doresc asta. Cristiano Bergodin nu-și dorește asta. Nimeni nu-și dorește și nu vor face băieții pasul în spate. Dar cum trebuie abordat această repriză secundă? Precauți, cum spunea și Tavi, pentru că cei trei din față de la Faru, mă refer la Sali, la Carnaș și Mazilu. Carnaș și Mazilu sunt foarte periculoși pe contră. Pleacă foarte bine, joacă foarte bine în training. Chiar vorbeam în timpul meciului cum intră în centru și cer mingea numai în centru. Nu așteaptă la margine niciunul dintre ei. Și cred că trebuie să fim foarte precauți, chiar dacă vom ataca, să o facem cu cap. Să nu ne hazardăm și să ne ducem peste ei, pentru că rezultatul ne ajută
și trebuie să fim, să fim cumva în balans în tot ceea ce, ce facem în repriza a doua. Să vedem cum gestionează băieții, pentru că ok, presiunea aceea din momentele dificile vine în capul lor, dar și în momentul în care e bine vine o altfel de presiune care te ridică, te ridică, te face să, să plutești. Ce spunești tu, asta este giuleștiul, te împinge de la spate indiferent de scor și te face să ataci. Dar sper să, să, fim, să fim foarte atenți pe, pe pierderea mingii, că la asta, asta e cel mai important. În momentul când se pierde mingea, ce, ce facem când se pierde mingea? Da, calitatea adversarului trebuie să ne pună în gardă, să avem grijă cu acel echilibru defensiv, pentru că sunt, sunt foarte, foarte periculoși pe tranziții. Este o echipă care are aceeași valoare atât pe atac pozițional cât și pe tranziții. Și da, cred că am ghicit sistemul de joc de care vorbeam noi înainte. Am zis, ce al tău, e al tău. Sistemul văzut încă de la încălzire, asta înseamnă să, să-ți placă ceea ce faci. Da, și asta să, e, de fapt. Să fii bun. Deci să mai o dăm. Hai să că ne lăudăm la final. Ne lăudăm, ne lăudăm, da, la final. Sunt. Am trecut prin multe cu toții. Ne oprim aici pentru această scurtă intervenție de la pauză. Avem 2-0, a marcat Dugan, zice, a marcat Sian Emers în ordinea inversă. Dar important e să ne bucurăm la final. Așa că să fim optimiști, calmi pe cât se poate. Și echilibrați. Pumnul strâns, hai rapid.